Cei doi polițiști efectuau serviciul de patrulare și au intervenit pentru a restabili liniștea publică într-un local din comuna Drăguțești, satul Rechești. Doi dintre consumatorii aflați sub influența băuturilor alcoolice au manifestat un comportament violent față de cei doi polițiști. A început să dea în domnul Lucan și altul taică-su a dat cu sticla la băiatul celălalt, a dat în cap și l-a lovit aici. Polițist. Da, pe polițist. Cei doi agresori au continuat să lovească lucrătorii de poliție, aceștia fiind nevoiți să tragă mai multe focuri cu armamentul din dotare în plan vertical. Tot unii vrea să-l bată pe polițai, afară, în jural. L-a făcut foarte rău, l-a înjurat foarte rău. A câte focuri s-au tras? Vreo 5, nu știu, 4-5. V-ați speriat? Păi am auzit, am crezut că sunt cu petarde și să nu se sperie animalele în graști. Și până m-am văzut polițaiul, trăgea cu pistolul în sus. Și ăia vrea să vină pe el, să-l bată sau cam așa ceva. Și l-a ținut niște băieți. Și până m-a plecat cu mașina, bine, că mai fost, a venit mascați, avem vreo 3 dube. Și până la urmă am auzit că i-a prins în 9 mai. Locuitorii din Urechești s-au speriat când au auzit focurile de armă. Păi, împușcături am auzit. Ați auzit focuri de armă? Eu am zis că sunt petarde. V-a speriat? Păi, m-am speriat cum să mă scol, că mă scol din somn de la 12. Bărbații au reușit să plece de la locul incidentului cu un autoturism, fiind prinși însă după câteva minute la intrarea în municipiul Târgu Jiu de un alt echipaj al poliției. Cei doi au fost reținuți pentru ultraj și ultraj contra bunelor moravuri. La fața locului, două dintre acestea au săvârșit acte de violență asupra celor doi polițiști, unul dintre aceștia fiind lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt cu pumnul în zona feței. Pe numele celor doi suspecți a fost emisă ordonanță de deținere pe perioada 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, aceștia fiind prezentați parchetul lângă judecătoria Târgu Jiu propunerea de stare preventivă. Cei doi polițiști au necesitat îngrijiri medicale de 3, respectiv 7 zile.